În școlile din Sălaș s-au afișat astăzi notele obținute de absolvenții de gimnaziu la probele evaluării naționale. Rezultatele sunt semnificativ mai bune decât cele înregistrate anul trecut în județ. Listele cu notele obținute de absolvenți au fost afișate în școli astăzi, puțin după ora 12. Cu emoție, candidații și părinții acestora așteptau în fața școlilor încă de dimineață. Așteptați când și de repede putem ne afișăm, bine? Da. O să punem în două locuri ca să se vadă, ca să nu vă înghesiți. Puteți să vă anunțați copiii, colegii, Afișarea listelor a produs, în majoritatea cazurilor, bucurie. A plouat cu 10. La școala Gheorghe Lazăr, numai puțin de 7 absolvenți au obținut 10 la ambele probe ale examenului. 9, 50 și 9,50 la matematică, 9,80. Intru la CNS! Păi cum vă dați? 9,60. Bravo! 9,90, 9,50. Bravo! Ce nu te-a dat? 10 și la 1 și la mate. Felicitări! Unde vrei să te duci? Mai departe? La CNS. Felicitări! Cum a fost examenul? A fost destul de ușor. Mai ușor decât ne așteptam. Te așteptai 50. Nu, chiar. De la ora 16, candidații nemulțumiți de notă au putut depune contestații. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor urmă să fie afișate marți 30 iunie.